prima dată când fac conspectul la o emisiune. Emisiune? Parcă sună cumva de pe timpul. Ceva înregistrat, o discuție la o masă rotundă, foarte frumos. Bine, mersi, se numește. Da. Si domnul, si doamna, si domnul, si domnul. Cam așa era. A început încetuț până și-a luat viteză căruța, da? Zici că erau patru roți la o căruță. Bun. Și încetuț, încetuț, mai scărți, scărți, mai până s-au acomodat, cum să se simtă, să vibreze, să fie vii. Fie că suntem oameni, fie că suntem programele. Aici încă nu m-am lămurit. Las pe drumul cel bun. Bun. Si domnul, si doamna, si domnul, si domnul. Si domnul era sindicat, da? Un vârf al sindicatului. Eu nu știu, prima dată văd, prima dată aud. Când a început să scârțe căruța și să pornească cu toții, vedeai cum unul știe locul, e la locul lui, elegant și așa. Vedeai când doamna e și ea finuță și așa. Vedeai când domnul încetuț, așa, mai spune ce a văzut în lume și vedeai când domnul culmea, actor, regizor și așa, foarte acolo timid și foarte pachi-pachi. Bun. Și începe căruța mea să o ia la vale. La vale. Eu vreau la deal, dar o luau la vale. Încetuți, da. Încetuți. Bun. Ascultând-se domnul cu sindicatul, era așa. Căruța, da, mergea și așa și se întâmplă în toate în țară. Deci trebuie să avem grijă, da? Când să vorbim, când să știm să ne oprim. Cineva nu putea interveni pentru că la un moment dat domnul cu sindicatul, roata lui, la căruță, a început să se învârte mai repede. Nu se mai oprea. A intrat în vrie. Îi plăcea ce spunea. Dacă facem așa, stăm mai bine acasă și facem filmulețe cum fac eu, da? Eu nu ascult pe nimeni și toată dreptatea e de partea mea. Eu mă joc cu, sunt de acord sau nu, cu ceva sau, da? Când ne așezăm la o masă rotundă, avem grijă de niște rotițe. Cum e să meargă o căruță cu o roată care merge în viteză? Păi alealte se dau peste cap, se răstoarnă, se întâmplă ceva. Nu cred că împinge de aia. Când urcăm, să avem grijă. Urcăm sus, da? Și nu stăm pe vârf mult. Lăsăm și pe altul să urce. N-ai cum să stai în vârf, că e lunecos. Nici nu stai. Ai urcat, ești fericit, ai, da? Muntele ăla care urcă toți muntiștii. Am urcat sus, am văzut, ne-am liniștit, ne-am calmat, mergem mai departe. Mergem jos acum, da? Așa e și în viață. Și e un echilibru care înțelegi niște lucruri, ajungi sus și asta vreau să zic. Sindicatul, da? Domnul cu sindicatul în brațe. A pornit finuț, inteligent, elegant. Am zis, na, domnul știe ce vrea, știe, 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 și la început, și la început, da? După aia a intrat în vrie, era agresiv și a început, deci, care Ceaușescu, Stalin, Napoleon, deci îi vedeam pe toți. Eu înțeleg să avem coaie, dar avem grijă și de doamna care, că acolo se întâmplă ceva. E și trebuie să fie și să avem grijă, e și senzualul, nu știu cum. Avem grijă de toate emoțiile. Acum vorbesc prostii, știu, dar n-am alte cuvinte cu care să
alte cârje la ce îmi vin, ce gânduri îmi vin. Cuvintele sunt câteodată cârje, bun, am înțeles, să trăiți. Și a început să fie agresiv. Noi am făcut aia, noi am făcut, noi am fost la școli. Generația e extraordinară, e totul bine, e... Oh. A fost la școli, a făcut... Deci, suna extraordinar de bine totul, până n-a început să vocifereze și să-i dea formă vibrațiilor care le-a făcut până acum. Deci dacă rămânea acolo în rând cu toți, tic, 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 era ok. Cum sare liderul, e ăla, după părerea mea, care în spate. Care, hai, 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 la căruță, hai, hai. Nu se aruncă și, ha, și sare și fuge, da? Aia era alta care a sărit. A sărit. A sărit și a plecat. Și ăștia cu trei roți, ce Dumnezeu facem? Da? Mare grijă, da. În rest e foarte bine pornit. Să vedem mai departe ce o să fie. Ce o să iasă. Uite, se aud niște sunete în calorifer. Da. Da. De exemplu, la Teatrul Național e Obrad, sindicat. N-am intrat niciodată în sindicat. Mi-a părut ceva, cumva, că el zicea, domnul cu sindicatul zicea, că ne rușine când audem sindicat, că nu știu. Pentru că nu e spalat, nu e curățat, nu e... Ia, domnule, omul care... Ia-te pe tine, în primul rând, nu? Ia-te pe tine, spală-te bine, da? Spală-te bine, tot, tot, tot. Tu ai proiectat o deșteaptă prostie, să zicem. Sau ceva extraordinar, dar care e murdar. Trebuie spălat. Ca lumea să priceapă, să perceapă altfel sindicatul. Când zici sindicat, să zici, domnule, ăla e. Că el zicea de, că uite, De Niro e în sindicat, că ăia nu știu ce, că pentru drepturile lor. Da, pentru că e altfel, onoarea e pusă în primul rând. Când îl vezi pe De Niro acolo venind la omul cu sindicatul, omul cu sindicatul nu o să nici nu o să cârcnească. O să aibă grijă roțile să meargă cu roata lui De Niro, cu roata lui Al Pacino, cu roata, toate roțile să mergem cu căruța ușurel. Nu o să se dea nimeni în spectacol, nu? Dacă ne dăm în spectacol, stăm ca mine așa și uite, eu mă dau în spectacol și mie îmi place. Da? Poate că astfel îmi calmez nu știu ce. Bun, și nu ies în lume să, da, curăț acolo, îmi spăl bine acolo, îmi spăl, spăl și mă arunc în public cu ce am acolo și dacă cineva învață din greșelile mele, e bine, dacă învață din negreșelile mele, tot e bine. Poate eu învăț cel mai bine din ce scriu și înregistrez. Bun. Să ne întoarcem la oile noastre, la căruța noastră, bun. Mi-a plăcut, mi-a plăcut, a pornit, a așa, nu mai m-a fost interesant, am închis. Aș mai vrea să aud, să-i aud pe ceilalți. Când aud numai un adevăr și agresiv, poate fi de aur adevărul ăla și poate fi ăla drumul. Dar dacă e doar unul și e agresiv și eu n-am cu ce să compar, să, de-aia ni se dau experiențele, ca să fie un pic de, da? De ce îți place aia măruie? Pentru că am mâncat aia cu ciocolata, cu lapte și e mult zahăr acolo și e nu știu ce. Asta amăruie e, da? Altfel n-avem cum să deslușim ce e, de ce avem nevoie și pe ce drum mergem. E foarte simplu și așa. Înseamnă că cum a mers sindicatul acum cu Hei, rup toată lumea? A, ziceam de Obrad, da. Și de aia nu mi-a trebuit că n-am simțit ce se întâmplă cu omul ăsta, să zicem, care era sindicatul sau e sindicatul în teatru. Și am zis să-l ia și să fie luat omul frumos și, cum i-a zis cuvântul? Să-l fie adus lângă domnul ăsta cu sindicatul în brațe, să vină sindicatul nostru din Timișoara și să
să ia niște lecții sau să fie promovat, să fie mâna dreaptă a sindicatului, a omului cu sindicat. Un timp. Să fie mâna dreaptă. Cum se descurcă ei doi? Să vedem. Ca să vină înapoi în teatru, să facă treabă la noi. Sau să nu mai vină. Să rămână acolo. Bine, mersi și să-l vedem în... Poate acolo are treabă mai multă decât... Așa. Nu știu dacă s-a înțeles ce am zis. Eu am înțeles ce am vrut să zic. Asta e important. S-a proiectat. Ok. Și de dimineață mi se spunea în cască, zero proiecție, da? Ok. Deci dacă nu e ok, se anulează oricum, automatically. Bun. Și era... Da. Dacă s-a mers, că tot zicea, domnule, dacă vezi că nu merge, nu merge. Înseamnă că despre el spunea. Înseamnă că, hei, rup cu toată lumea, nu mai merge, da? Și atunci sindicatul mare și tare se împarte în sindicățele. Nu e nimeni șeful nu știu cui. Eu sunt... Vezi, Doamne, sindicatul îl mare și eu hotărăsc. Cum tu hotărăști dacă tu ai fost cu mine cot la cot să lucrezi în teatru? Cum poți să hotărăști tu ce fac actorii? Nu? De unde știi tu ce fac? A, păi eu știu că am văzut, uite, De Niro și nu... Nu ne comparăm, noi învățăm din unele altele. Poate avem în noi ceva ce nu are altă țară. Ceva extraordinar și nu mai trebuie cumva de avut grijă cum de dat la o parte, da? Cortina un pic și o să iasă de acolo gen dragon care n-a văzut pământul așa de frumos și strălucitor și cu har și n-a văzut nici Hollywood-ul, nici Bollywood-ul, nici aia ziceam. Și atunci se fac sindicățele, căcățele. Asta e. Sindicățelul teatrului, sindicățelul tare, cu tare, cu tare, cu tare. Tu ție, dacă tot ești omul cu sindicatul, care crezi tu, te pricepi tu, ai zis de școală, de noi am făcut cu copii, rămâi acolo, la școli cu copii, da? Și atunci se desfac așa. Și eu vorbesc despre sindicățelul care ar trebui să fie a creației teatrale. Când spui creație, nu-și bagă nasul nici anaful în ce se întâmplă în creația artistului. N-are dreptul nici să se uită strâmb nimeni. Da? Punct. Pentru că sindicatul artiștilor a creației, da? Sindicatul creației, asta punem, a actorilor, aducem numele cele mai extraordinare, da? Care sunt vii, că cine a murit și-a adus ce a adus în așa, în creație. Aducem filmele cele mai bune românești, aducem regizorii cei mai buni românești, aducem ca și onoare, ca și respect, ca și creație, aducem rolurile cele mai fane, aducem uite, tot Popescu Gopomi. Da. Aducem Popescu Gopo, da. Adul pe Popescu Gopo în Sindicatul Creației. O să mai ai dreptul să deschizi gura și să zici că e așa sau pe dincolo? Nu. Gata, ai spus Popescu Gopo, pachi, pachi. Ce să mai vorbe? N-ai ce să discuți. Și în direcția asta, a numelui Popescu Gopo, se mișcă căruța noastră cu rotiță, da? Așa e. Și tot toată România în arta aialaltă artiștilor plastici, sindicatul lor, da? Cine? Brâncuș! Poftiți, vă rog! Cine are, îndrăznește să zică ceva de denumirea Brâncuș, creația? Nu are dreptul nici. Care reguli, care legi, șters tot. Legea Brâncuș, legea Popescu Gopo, legea e atât de simplu când înțelegem, da? E foarte simplu și foarte frumos și, oh, ce frumos e, superb, superb. Și în fiecare domeniu, da? Sindicățele, sindicățele, căcățele, da? Punct.
numele creației pus numele Tatălui și a Sfântului Duh, da? În numele Brâncuș, în numele Popescu Gop, în numele Cutare, în numele... Cine a făcut lumina? Bicicleta prima? Da? O, că România, of, că ea deștepți, ia uite țara aia, cum era, uite De Niro și nu știu ce. Cam a. Da, ok, tot respectul, foarte bun, îi ador, colegii mei. Sunt colegii mei, da, sunt foarte buni. Și mă gândesc acolo la Marcel Iureș. De ce omul ăsta extraordinar, da Mihuț, da toți la rând, Marcel Iureș, de ce omul ăsta talentat și cu har și extraordinar să aștepte până e invitat nu știu unde, la nu știu ce, Hollywood, Bollywood, tot respectul, mi stare dragi. Visam și eu cândva să ajung. Niciodată nu e prea târziu, asta ar fi culmea. Tot respectul. De ce omul ăsta extraordinar, minunat, talentat și cu har și l-am văzut jucând pe scenă, l-am văzut, l-am simțit în primele rânduri, am stat la spectacole. Extraordinar, extraordinar. Numai un om așa, numai vibrațiile, lumina și așa a omului ăstuia răstoarnă tot ce credem noi despre cum e România. Te ne uităm la el și știm cum e România în direcția artei. Și nu-și bagă nimeni nasul acolo. Este Marcel Iureș. Punct. Și pentru omul ăsta, talentul ăsta și harul ăsta, se construiește un, da, Hollywood, Bollywood, Schmollywood. Schmollywood românesc. Punct. Punct. Ce vrem noi? Unde ne duce mintea? Poate facem așa ceva că n-a văzut Parisul, da? E atât de simplu, și nu mai batem cu pieptul în pumn și pumnul în piept, da? Eu acum ce fac? Eu mă distrez, mie îmi place. Dar mi-a plăcut la masa rotundă, e minunat. Și cum, important, ea era, si doamna, era managerul a discuției, da? Eu așa o vedeam, dacă am corect, am înțeles. Și ea era drăguță, era... Odată a încercat să... Ce a zis cineva ceva, că am fost peste lume, peste mări și țări, uite ce am văzut. Unde... Dar dacă terminăm cu prostia, am fost în lume peste mări și țări, am văzut și uite acolo cum se face. Dacă cei al nostru neauș, strămoșesc, din noi, se reflectă și se proiectează ceva, adevărurile noastre, de când lumea, a? Că au deschis cu opera de trei parale, era să zic. O, doamnă, frumos, cânta opera. Am dat mai încet, că deranjează. Tot respectul față de operă. Și uite, are nevoie de sindicatul ei și de un nume acolo al creației să fie, să ne înțelegem ce și cum. Minunat, minunat, minunat. S-a adus Viena, opera de la Viena, ca exemplu. De ce? De ce să mă compar eu cu cineva? Eu tot timpul, de când m-am trezit în cască, mi se spune, nu te compara cu nimeni. Dacă te compari, îți dau una de nu te vezi. Și eu, nu, 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 că eu, uite, eu ca și nu știu ce. Și odată mă răsturna de, da? Și nu înțelegeam. Ei, nu ne comparăm. Când o să înțelegem și nu o să ne mai comparăm cu nimeni și nu o să învățăm de la nimeni, ei așa sunt, pentru că așa e pământul ăla. Pentru că Olanda are lalelele. Pentru că Olanda are cașcavalul. Pentru că nu știu, câmpiile alea, sunt numai ciobeni acolo, da? Numai oi. Ca să nu zicem oamenilor, băi, ciobenilor cu oi, le zicem frumos, Olanda cu tulipi, cu tulpani, cu lalele, da? Foarte frumos. Să nu zicem nu știu cui, nu știu ce, acolo alta se dezvoltă. Să vedem ce e la noi. La noi e atât de frumos, avem mare munte, punct, da? Avem niște talente cu har. Nu mai arătăm cu degetul undeva, nu știu unde. Suntem noi atât de frumoși. Când o să ne vedem frumusețea noastră, uite, îmi dau lacrimile, eu de mult mai plâns. Minunată țara asta, minunată și cu niște talente. N-a văzut Parisul, n-a văzut. N-a văzut.
Excelent, excelent. Nu merge, domnule, de exemplu, cum e la mine în Timișoara. Da, n-a fost să fie, da? Actori foarte buni, manager foarte bun, dar managerul e pentru el foarte bun și atât. El și-a găsit nu știu ce, a încercat să facă, să... când a venit la teatru, să-i, cu cei cu care s-a înțeles, i-a îndepărtat și i-a ales pe dușmanii, da? Cum făceau pe timpuri marii ăștia, dictatori, da? Ți luai pe dușmanii lângă tine, ca să sunt niște chestii din astea militare și așa mai departe. Și omul și-a făcut asta, a încercat 5 ani, 10 ani, acum 15 ani, foarte bine, n-a fost să fie, da? Asta nu înseamnă că România pute și nu are minuni și frumuseți și manageri extraordinari. Poate că în teatru, între noi, actorii, e un sufletel care, eu nu știu să fac asta, recunosc. Eu, uite, mă dau cu părerea, mai scriu ceva aici, mai arunc în spațiu un proiect, crezând că mi se întâmplă. Poate că se întâmplă, poate că cine știe, văd eu. Dar mă joc de a, proiectele, mă joc de a să înțeleg ceva, mă joc de a... Da, bun. N-a fost să fie și doamna, cred că directoarea recunoaște ce a făcut, ce n-a făcut în teatru, o să se dea la o parte, poate a și scris deja cerere și a lăsat să vină o minte mai luminoasă sau o minte care înțelege lucrurile și nu mai invită actori din alte părți, părți, dar face ceva extraordinar de minunat cu actorii din Timișoara, doar cu ei. Nu mai chemăm din să-i dăm și la ăla o pâine și la ăla și la nu știu care să-l invităm și la... Sunt foarte buni, sunt cu har, sunt acolo unde sunt, e acolo trebuie să rămână, da? Aia tău, de ce să arăți cu degetul și să-mi aduci mie de fiecare dată un regizor bun? Să le arăți la regizorii tăi care sunt minunați. Eu am lucrat cu regizorii mei din teatru. Cu unii mai puțin. Am lucrat. Că eram nebună eu și tânără și dădeam din copilăție. Aia e altceva. Fiecare actor își merită soarta, da. Dar regizorii sunt minunați. Minunați. Chit că i-am... Că ăla e așa, ăla. Actorii sunt minunați. Chit că i-am luat așa la... Pentru că trebuia să-mi lămuresc mie niște lucruri. De ce să arăt eu cu degetul nu știu unde? De ce să mă zbat eu să fiu capitala teatrală, nu știu ce, în 2 zile să fac cât n-am făcut într-o viață? Eu fac totul într-o plăcere, tot. Trebuie să-mi placă, trebuie să-mi placă să ajung nu știu ce capitală. Eu am ajuns capitala teatrală. Dacă cineva n-a ajuns, be my guest. E treaba omului, treaba orașului. Eu am ajuns. Capitală teatrală. Da. Capitală teatrală, da, eu am ajuns. Și sunt bine mersi și îmi place la nebunie. Și nu trebuie să mi se aducă nu știu cine să mi se arăte în mare, da, țara, uite, se fac sindicatele astea și noi vedem cum și noi cu teatricuțul nostru, da, național. Foarte frumos, e foarte simplu, e, ajungem, nu mai merge să aștept să fii dat afară sau să fii preschimbat. Cum sună? Când simți că nu mai vrei, nu mai poți, îți schimbi jobul, da? Proiectezi altceva sau jobul ăla ți-l schimbi, locul ăla ți-l schimbi, e foarte simplu. Și nu mai aștept să fie, să-ți bată la ușă, să zică, doamna, domnul, plecați că vine altul în loc. Locul tău nu ți-l ia nimeni. Numai tu trebuie să știi. Tu să înțelegi lucrurile astea. Eu aveam la lucru tot timpul, aveam replica. Cineva îmi zicea, cine îmi zicea. Mai venea cineva și... Eu stăteam, îmi plăcea într-un loc, să zicem, să stau. Și venea cineva și zice, se așeza și face, iartă-mă, ți-am luat locul. Și ziceam tot timpul, mie în teatrul ăsta locul nu-mi ia nimeni. Pentru că știu ce pot, știu ce port, știu cum port și știu cum pot. Da. Că mă zbat eu în mine și arunc bombițe, iau tot Teatrul Național, da, în mine, arunc o bombă acolo, amestec, să vedem ce se proiectează, aia e treaba mea.
Dar când suntem toți acolo împreună, facem lucrurile cât se poate mai frumos și mai... Și nu arătăm cu degetul și nu chemăm din țări străine și din Americi să ne învețe pe noi să facem ce. La ei se mănâncă, în Africa se mănâncă banane, da? Că ne gustăm și noi și ne place, aia e altceva. La noi se mănâncă mămăligă, la noi se mănâncă mărul ăla, mărul, când îl mănânci, Doamne, iarna, păi eu alt fruct mai bun decât un măr, eu nu știu dacă există pe lume, pentru mine, cu zeii mei în mine, cu Zamolxescu, Sarmecezetuza, cu toți. Da, ăștia suntem. Cine mai are zeii ăștia în lume? Cine mai are vibrațiile? Sunt cele mai puternice vibrații energetice în România. Cum să mă mai uit eu nu știu unde și nu știu unde și la cine să învăț eu să ce învăț? Învăț aici. Mă duc la țară, la mamaia cu tare. Mi-aduc aminte de bunica. Mi-aduc aminte de cum se făcea pe timpuri. Cum se... România e o cetate. Dacă n-am știut, să știm. E o cetate, da? Are o construcție ca o cetate, așa era pe timpuri, e dacică, tracică, whatever. E cetate și înăuntru are cetățui. Sătuce, orășele, erau sătuce toate, erau așa, au devenit cum au devenit. Numai de noi depinde cum ajungem noi înăuntru, că n-avem, că trebuie să deschidem. Nu ne trebuie nimic, avem mare, avem muntele, să vină toată lumea să ne vadă. Suntem sălbatici? Ok, să vină să ne vadă sălbăticiunea noastră. Suntem toromaci? Ei, cei mai toromaci? Ok, scriem, uite, veniți și vedeți prostia omenească, veniți și să vedeți câți o să vină. Nu, lăudat fie pământul. Lăudat fie pământul aici, românesc. Dar aici scriem pe bune ce îi. La noi e așa, la noi noi ne băgăm picioarele, suntem cei mai și cei mai și cei mai. Și uite, aveți hotelul toromacilor, hotelul egoiștilor, hotelul nu știu care. Cine a mai făcut așa ceva? Cât trebuie să ne gândim să ce să facem cu turismul? Pune, domnule, pune denumirile, fă ceva în direcția asta. Atât avem de lucru, atât să creăm și așa de frumos și ni se dă voie acum, ni se... Na, fă, nați, nații, făți. Foarte frumos. Și niciodată nu pornim, aia să ne băgăm în cap, niciodată de la bani nu pornim. A, că ei au, a, că ei își permit. Ei n-au pornit, credeți-mă, nimeni n-a pornit de la... Da? Fiecare ne-am născut. General nu devii. Nu te naști, general devii. Nu știu dacă înțelege cineva ce zic. Așa e. Și avem un drum. Acum suntem la zero, da? Ne naștem, ne renaștem. Ne rugăm frumos, noi între noi, un fel de vă rog frumos, am vrut să zic. Ne rugăm frumos și pornim. Pornim foarte frumos și avem grijă și orice petic de pământ, cu gând, cu grijă. Cum e să merg atâta și să văd închiriat, închiriat, să închiriază, să nu știu ce. A cui pământul ăsta? A cui? Ăla n-a venit să-l nu știu ce, să-l nu știu ce. Domnule, fă o lege. Pământul ăsta, în oraș nu se poate construi pe locul ăsta, casa e dărâmată și stă ca un ghimpe. Că nu avem dreptul, că n-a. Fă o lege. Ai dreptul. 50 de ani, locul ăsta e refăcut. E legea țării. Nu-ți bagă nimeni degetul în gură și în buzunar, că nu e așa. Legea țării. 50 de ani sau 100 de ani, locul ăsta, după 50 de ani, omul poate să-și-l ia. 50 de ani e închiriat de stat. Nu s-a arătat nimeni o zi, două, trei, da? S-a scris în publitim global, da? S-a scris, e simplu, e atât de simplu. S-a căutat, s-a strigat, au, au, nu s-a găsit nimeni. Două, trei zile, s-a schimbat legea, s-a scris asta și toate pământurile și toate locurile care, power of cică, cică nu se poate, sunt poatebile, potabile. Le putem folosi și foarte bine, mersi. În casă, cine îți face lege? Eu am mai zis încă o dată, luăm
apartament house, da, apartament. Luăm acasă la tine. Cine-ți face legea, da? Dacă nu vrei să ai treabă cu nu știu cine, da? Să zicem cu rudele soțului sau rudele mele sau... Nu ai treabă. Dacă ți-s dragi, ai treabă. E simplu. Legea în casă, cine o face? Tu, ăla care trăiește acolo. Cât sunteți? Doi, trei. Ăștia voi, trei, doi, faceți legea în casă. Se fac, legile se fac cumva... Eu niciodată n-am spus soțului să duci gunoiul, da? Cumva, automatic, îl duc eu, că mi-e aproape, că poate sunt mai liberă diminețele sau, da? N-am zis niciodată, faci tu curat. Fac eu dacă am mai mult timp. N-am zis niciodată, faci tu, mă duci tu nu știu unde. Mă duce el când are, mergem în concediu sau face el, aduce fructele le car acasă sau eu știu ce. Niciodată n-am zis noi, tu fa aia, da? Tufă. E foarte simplu. Și legile. Se reia totul și se refac legile. Cum se refac? Să vă zic cum. Să zic ție, că numai eu mă uit la mine și eu mă... Țara e ca un parc. Cetatea aia care am zis, da? E harta și e o cetate. România. Dacia. Da? E Dacia. Bun. Imaginează-ți un parc. Sălbatic, nu-i făcut nimic. Încă nu-i făcut nimic. Cum îl faci? Te gândești, aia să fac, aia să construiesc aici, copii să... Nu. Primul lucru care... Și asta înseamnă legea. Parcul ăsta lăsat să treacă oamenii unde au nevoie. Și Pratap Tăvăit, cum a rus, fac drumul cu piciorușele, bat cărarea, da, fac cărări. Și cum sunt făcute cărările, doar așa faci parcul. Găsești cum e drumul, da? După cum sunt cărările făcute de oameni, ăla are încolo și mai mulți au treabă încolo. Ăștia se plimbă în direcția asta pentru că trebuie să traverseze. Cum se traversează? E așa și țara. E foarte simplu. Astea sunt legile. Cum e mai comod omului și cum se simte comod? Nu stau eu și mă scarpin acolo și stau și dorm și apăs pe niște. Nu există. Schimbat tot. Încă o pandemie. Încă o pandemie. Nu există altă cale. E foarte simplu. Că ăla nu vrea să facă, că cine e ăla? Cine? Ne-am adunat, întrebați-i pe ăla care nu vrea să facă. Adu-l la masa aia rotundă, să vedem ce vorbește el, ce vrea omul ăsta. Cine i-a dat puterea să stea la putere? Cine i-a dat? De unde a venit să stea la putere?